Este o artistă tânără și frumoasă, talentată și curajoasă, care știe să se dedice cu o răbdare îngerească și har asupra lucrurilor de suflet, familiei atât de frumoase, dar și cântecului căruia îi dăruiește o viață nouă, suflet și vibrație înaltă. S-ar spune că profesia de mămică, datoria de soție de prelat și multe acțiuni de caritate în care e prezentă ar putea știrbi din pasiunea pentru muzică. Însă, la Oana Bozga Pintea, acestea vin ca o completare a harului cu care a fost înzestrată. Mă bucur să ne reîntâlnim într-un context în care publicul poate afla și despre Oana cea inimoasă. Oana cea care zidește, Oana cea tânără cu doi prunci. Bine ai venit, Oana! Bine te-am găsit! M-ai emoționat cu aceste cuvinte frumoase pe care le-ai ales cu dragostea ta sinceră pe care am simțit-o pentru mine și îți mulțumesc că, uite, ai dat șansa prieteniei noastre să înflorească și în acest mod de a fi invitată în emisiunea pe care atât de frumos o realizezi. Îți mulțumesc, Oana, și mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi am avut o perioadă în care am stat împreună, și anume în America, vreo 3 săptămâni, și atunci eu am putut să te văd dincolo de Oana pe care tu lași să o vadă toată lumea. Și pentru că ești un om minunat, cu atât mai mult mă bucur această relație de prietenie pe care o avem. Și pentru mine, să știi că e aceeași simțire în privința ta. Noi, de fapt, nu ne cunoșteam, cred că nu ne întâlnisem niciodată înainte de a petrece cele 3 săptămâni în America. Însă, uite, ne-a demonstrat oarecum viața că o prietenie poate să se lege foarte ușor și poate să dureze foarte mult chiar dacă nu vorbim adică zilnic foarte sau des, să ținem legătura foarte aproape. Da? Uite, vezi, sufletele noastre vibrează frumos împreună și de fiecare dată când ne întâlnim sar scânteilele așa de bucurie. Unde s-a născut Oana și cum îți amintești de anii copilăriei? Eu m-am născut în Cluj-Napoca. Și sunt un copil nenorocos pentru că am avut parte de o copilărie senină, bine, până la o anumită vârstă, spun senină. Am avut niște bunici foarte iubitori, foarte atenți, așa trup și suflet pentru nepoți, așa cum sunt și părinții mei la rândul lor cu nepoții lor pe care i-am oferit. Și am copilărit în prima parte în Târgu Lăpuș, în Maramureș, acasă la tatăl meu, unde pot să zic că am strâns cele mai frumoase amintiri, din care mă hrănesc și astăzi, când dorul bunicilor este foarte arzător și își spune de multe ori cuvântul. Însă acolo am învățat, cred că cel mai important lucru, pentru că oamenii din Maramureș, și spun asta cu o siguranță extraordinară, parcă, nu știu, l-au pe Dumnezeu așa din leagă până la mormânt. Acolo credința este chiar la ea acasă, adică omul se naște cu Dumnezeu. Cu toții știm că Maramureșul are valoarea lui în acest domeniu, dacă l-aș putea numi așa, în ceea ce privește credința și pe Dumnezeu. Însă sunt foarte recunoscătoare divinității că a rânduit să fiu și eu jumătate maramureșancă și să cresc pe acel pământ sfânt și astăzi să pot spune așa cu inima deschisă că sunt mândră, că sunt și de acolo. De ce ai spus până la o anumită vârstă cu seninătate? Ce înseamnă seninătate în copilărie pentru Oana Bozga? Cred că seninătatea înseamnă pentru toți același lucru. Adică eu când văd că un copil își serbează ziua de naștere, să știi că asta îi doresc. La mulți ani senini sau o viață senină, o copilărie senină. Senin înseamnă așa cum e un cer, luminat de soare, fără nori și fără alte lucruri care îi umbresc frumusețea. Și când spun o copilărie senină, mă gândesc la zile de acelea fără nici o grijă. Să poți să te joci cât vrei și cum vrei, să poți să iei aproape pe cei dragi oricând, să poți să primești orice, să îți cumperi sau să dobândești orice îți dorești, să mănânci bunătăți, să, nu știu, să te lase, să te murdărești din cap până în picioare. Când te-ai desprins de copilărie, Oana? Sincer, nu știu dacă m-am desprins în totalitate.
Eu retrăiesc copilăria odată cu copilașii mei, cobor în mintea lor de multe ori, fiindcă acolo parcă mă simt cel mai bine. E greu să gestionez toate sarcinile pe care le am eu, însă cu ei și prin ei, în fiecare an de 1 iunie, simt că e și ziua mea. Și nu doar pentru că îmi trăiesc părinții, mulțumesc Dumnezeu pentru asta, ci pentru că sufletul meu are o copilărie în el. Sau, poate pentru că atunci când ar fi trebuit să fiu copil și să am această seninătate de care îți spuneam mai devreme, am avut niște încercări mari venite asupra familiei, care îți dai seama că m-au umbrit și au umbrit bucuria mea. De aici vreau să cred că e și puterea pe care o am, de aici și credința mult mai arzătoare în Dumnezeu, de aici tot ce am și tot ce sunt. Vorbești despre niște nori, despre niște cumpene, încercări, momente mai puțin fericite, da, din copilărie. Aveam 10 ani când s-au abătut așa niște necazuri asupra familiei și nu am de ce să ascund asta, fiindcă este povestea vieții mele, povestea familiei mele prin care am trecut. Ce necazuri? Și, nu știu cum să mă exprim ca să fie înțeles așa cum trebuie și nu aș vrea să intru foarte mult în subiect. Însă ceea ce pot să spun că totul a pornit de la părinții mei, care au fost foarte încercați. Evident că și atât eu cât și fratele meu Horia, care este mai mare decât mine cu 3 ani, am simțit și am trăit asta. Ca un scurt rezumat, așa cum am scris și pe coperta albumului meu de pricezne, pot să spun că sunt sau am fost, mă rog, un copil care a avut totul sau ar fi putut să aibă orice își dorește, dar am ajuns într-un scurt timp, așa am trecut printr-o transformare, în care am ajuns un copil care nu mai poate să aibă tot ce își dorește, are doar ceea ce este strict necesar, și care a trebuit să învețe că pentru a avea ceea ce vrei, trebuie să muncești. Deci ce s-a întâmplat cu părinții, Oana? Sunt bine, sănătoși acum, suntem bine cu toții. Înțeleg că ați avut o problemă de sănătate. Și de sănătate. Ideea este că părinții mei au fost niște oameni foarte harnici, cu multă omenie, cu frică de Dumnezeu, așa cum am fost crescuți și noi, însă aveau o potență financiară foarte mare. Au venit niște necazuri inexplicabile asupra lor și pot să spun că au pierdut aproape tot ce au avut. Însă l-au câștigat pe Dumnezeu și prin toate aceste încercări noi am primit multe daruri în schimb. Când spun noi, mă refer la mine și la fratele meu. Pe urmă, tatăl meu a avut niște probleme mari de sănătate. Noi însă am rămas uniți și ne-am apropiat de Dumnezeu, de aceea spun că chiar dacă am pierdut pe plan material, am câștigat ceea ce e cel mai important până la urmă. Cine știe cum ar fi fost viața mea dacă aș fi fost copilul talentat, care până la urmă sunt astăzi, însă cu niște părinți foarte bogați. Nu se știe unde aș fi ajuns, cum aș fi evoluat, cum aș fi crescut ca om până la urmă sau ca artist, fiindcă, uite, lumea este foarte lunecoasă, viața, adolescența și cu toată buna creștere pe care am primit-o, nu se știe unde aș fi ajuns sau peste ce oameni aș fi dat. Eu sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit și pentru tot ce am pierdut, însă cel mai mare lucru pe care pot să spun că sunt foarte bucuroasă că îl am, este familia. Este că părinții mei s-au sacrificat enorm de mult pentru mine când au văzut că Dumnezeu mi-a întins mâna ca totuși să pornesc pe acest drum al cântecului. M-au ajutat și m-au susținut cum au putut mai bine și toată viața le voi fi recunoscătoare pentru că mi-au oferit începutul. Iar începutul, fie dacă ar fi fost, nu știu, orice om, când începe să zică îți deschizi o afacere, da? Te împrumută cineva cu 500 de lei.
îi oferi acei 500 de lei, tu începi să evoluezi, îți merge foarte bine afacerea, la un moment dat, când ai foarte mulți bani, îi înapoiezi acei 500 de lei. Îi vei rămâne oricum dator întreaga viață, fiindcă acel om ți-a dăruit începutul. Iar începutul nu are preț pentru mine, eu așa văd lucrurile. Oana, când ai simțit prima dată că ești călăuzită, că ești îndreptată, modelată, când te-ai întâlnit prima dată cu Dumnezeu? Să știi că l-am avut dintotdeauna, cum spuneam. Am crescut cu Dumnezeu în suflet, în casă, în rugăciuni, în tot ceea ce făceam, auzeam Doamne ajută înainte de asta și o Sfântă Cruce. Eu am avut un accident de mașină despre care să știi că nu am vorbit niciodată. Nu ai vorbit nici față de mine. Nu, eram în clasa 8-a, era într-o zi de marți dimineață, aveam teza la geografie, n-o să vin niciodată și mergeam spre școală, mergeam cu un taxi. Am avut un accident de mașină urât în care puteam să-mi pierd viața într-o intersecție așa în formă de cruce, o mașină din partea dreaptă care venea cu 100, peste 100 de kilometri la oră, ne-a luat așa din plin, din lateral, ne-am răsturnat de câteva ori, am rămas opriți într-o casă și răsturnată mașina pe partea stângă, pe care eu oarecum stăteam. Însă, de fapt, întâmplarea a fost că eu am observat așa cu coada ochiului că ceva vine mare spre noi, spre mașină, și am început să țip. Iar momentul în care am țipat și noi a avut loc impactul și ne-am rostogolit, eu mi-am mușcat limba. Mi se ținea în milimetri în părțile laterale, puteam să rămân mută. Nu am vrut să vorbesc cu nimeni pentru că m-am închis, eram un copil, adică în clasa 8-a, eu mergând de la 6 ani la școală, aveam 15 ani. Și tot ce îmi doream, aveam un telefon în mână, îmi doream să iau legătura cu tati, să știi că mă emoționez acum pentru că îmi amintesc acele momente. Și venea la mine toată lumea să mă șteargă pe față, vedeam cum curge sângele abundent în jos, nu voiam să știu cum arăt sau ce s-a întâmplat. Vă dați seama și limba fiind un organ foarte vascularizat, eu stând cu capul în jos, eram și pe față și toate eram pline de sânge, simțeam că nu pot să vorbesc încă, însă din cauza adrenalinei nu am simțit durere pe moment. A chemat ambulanța. Când am văzut că vine sau că se apropie și am auzit-o, efectiv am început să fug spre casă, așa cum puteam să umblu atunci, pentru că mă lovisem și la genunchiul stâng, am avut un hematom pe articulație, care și acela a fost periculos. Însă n-am vrut să mă duc la spital, chiar m-am simțit singură, pentru că eram singură. Dar acesta s-a întâmplat la 500 de metri de casă, nici atât, la 300 de metri de casă. Și atunci am încercat să fug. Am ajuns în casă, am intrat în casă, m-am dus în oglindă și m-am văzut așa, evident, era o imagine de coșmar până la urmă și mi-am deschis gura pentru că simțeam că acolo ceva nu e în regulă. Am văzut ce am văzut, însă știi care a fost cel mai dureros lucru? Asta s-a întâmplat marți dimineața, iar duminica, dinainte de această zi, eu am cântat pentru prima oară singură și am cântat într-o biserică. Vinerea fusesem la o preselecție, dacă pot să o numesc așa, că îmi doream să fac parte din corul bisericii. Iar când m-a auzit doamna dirijoare, a zis, ce să faci parte din corul bisericii? Duminică o să cânt singurul priceasnă. Și am zis, cum? Eu nu știu, eu n-am cântat niciodată, nu știu pricezne. Uite, înveți asta. Mi-a cântat, mi-a fredonat-o puțin, am reținut, am cântat duminică dimineața, în timpul Sfintei Liturghii, acea priceasnă. Și vreau să zic că eu eram sus la etaj, în balcon și toată lumea de jos s-a întors așa să vadă cine cântă și când am văzut impactul și când mi-am auzit vocea de fapt cu adevărat, am zis, Doamne, Dumnezeule, ce mi-ai putut dărui? Cina acustica unei biserici. Și da, exact. Și atunci am simțit și m-am hotărât că merg mai departe. Deci eu mi-am găsit drumul în acel moment, iar marți dimineața s-a întâmplat asta. Îți dai seama ce a fost în sufletul meu. Dar am avut parte de medici buni care m-au ajutat să mă recuperez. Nu am avut nevoie nici măcar de o oră de logopedie sau de dicție, ci totul a venit de la sine. Dar în acel moment pot să zic că nu doar că l-am simțit pe Dumnezeu, pot să zic că l-am și văzut. Adică mi-a arătat, uite, ți-am dat acest har,
te las să pornești pe acest drum, dar nu uita de mine. Știi, așa am, asta am învățat eu din această întâmplare. Am mers mai departe, m-am întărit și consider că menirea mea pe această lume este să cânt și să iubesc, așa cum mă și descriu. Imaginai că va fi viața ta de familie când priveai către viitor, adolescentă fiind? Te vedeai mămică cu doi copii, Ioana? Da, da, parcă cu trei totuși, nu știu de ce. Îmi plăceau întotdeauna familiile, casele pline, îmi plăceau casele plinele. Noi fiind cu necazuri și multe apăsări în familie, știi, de multe ori se lăsa așa orecum în întuneric, nu neapărat... fără să vrei, adică erau triști, eram triști, parcă nu puteam să zâmbesc. Felul meu, de fapt, acesta e de a fi, să zâmbesc, să râd. Tu mă cunoști, da. Vasi, tu știi cum sunt eu. Și îmi doream o casă plină de zâmbete, de bucurie, de lumină, să văd totul alb, roz, flori deschise, și copii bucuroși, sănătoși, înainte de toate. Inspirat așa, pentru că să știi că sunt născută dintr-o dragoste adevărată. Părinții mei chiar se iubesc cu adevărat și văzând asta între ei, mi-am dorit și eu să trăiesc o poveste de iubire adevărată. Bineînțeles că iubirea are dimensiuni
sau nu are dimensiuni, mai bine zis. Și fiecare oameni se iubesc cum știu ei. Dacă mă pot să zic că eu mă iubesc probabil și mai mult cu soțul meu decât o făceau sau o fac părinții mei în continuare, dar trebuie să știe telespectatorii cât de mult și... am pledat și cât de mult mi-aș fi dorit să fiți așa, tablou întreg să fie aici la Sublupa astăzi, adică să fie și părintele Diacon Gheorghe și cei doi prunci ai voștri, cei doi băieței. Și apropo de de Gheorghe, cum v-ați întâlnit? Uite, îți spuneam de acele necazuri în familie, așa. Știi? Am ajuns la Sfânta Biserică, mergeam foarte mult la mănăstiri, la Sfinte Liturghii, la masluri, mergeam pentru că știam că numai de acolo ne mai poate ajuta cineva, adică clar, Dumnezeu numai așa ne mai poate ajuta. Și așa l-am cunoscut. Am mers la biserică, la tatăl său, care este și dânsul preot, care ne-a ajutat foarte mult, foarte mult. Și de când l-am văzut prima oară, așa s-a lăsat parcă o sclipire în ochii mei, iar peste ani am aflat că de fapt și el mă îndrăgește foarte mult. Mă văzuse așa mai altfel. Da, era foarte simpatic, eram copii. Eu aveam 11 ani, el la fel. Mama lui murise cu 2 ani înainte, deci oarecum și el probabil era încă marcat de acea suferință, de acea pierdere, eu de ale noastre, însă uite, ne-am întâlnit în biserică, în casa lui Dumnezeu și acolo am rămas. Adică chiar cred că acolo am rămas și că el ne călăuzește, el ne-a ajutat să ne legăm iubirea și în fața lui. Ne-a fost aproape dintotdeauna. Am întrerupt legătura 7 ani, ne-am reîntâlnit la 18 ani, când eu eram la Cluj la facultate, el era clasa 12 la seminarul teologic, eu am mers de la 6 ani la școală, deci ca și vârstă sunt mai mică decât el, însă suntem născuți din același an. Eu am avut așa un fix dintotdeauna să fie băiatul mai mare decât mine. Dar Gheorghe deja știa că îi vei deveni soție, că el deja da, se lăuda. Adică a fost o chestie foarte interesantă. Ți-am spus, a fost Dumnezeu, e clar. Văzuse o poză cu mine pe High Five, că atunci era acea rețea de socializare. Și eu îmi doream să ajut pe o prietenă să ajungă la biserica tatălui său, pentru că eu știam că noi acolo am primit ajutor și cu siguranță și ei va fi bine dacă va ajunge să vorbească cu dânsul. Și căutam cumva o cursă, ceva, că nu aveam mașini, eram, mă rog, studente. Și... n-am găsit nici chiar și am stai un pic, că eu mi-amintesc de băiatul părintele, de Gheorghe Pintea. Zic, hai că-l caut pe High Five. E imposibil să nu aibă High Five. Îți dai seama că nu puteam eu să uit de el, doar an la rând, când treceam prin casa bunicii pe lângă calendar, parcă 8 ianuarie, ziua lui de naștere, uite așa, îmi făcea un flash. Da. Și le-am căutat. Deci Gheorghe Pintea, sunt convinsă că există probabil foarte mulți oameni cu acest nume care aveau acea rețea de socializare. Mi-a dat primul rezultat. Și l-am găsit și am zis, Doamne, și i-ai scris? I-am scris mesaj, dar nu-l citise. Văzuse doar cererea de prietenie pe care i-am cerut acolo pe așa. Și mi-a văzut poza. Și se gândea, de unde o știu pe fata asta? Și fără să schimbăm niciun cuvânt, a vorbit cu fratele său care trecea pe acolo și a spus, hai să-ți arăt cu cine mă însor. Deci, uite, a zis într-un ceas bun. După care am început să vorbim și vreau să zic că din prima seară în care am vorbit despre rochia de mireasă, despre nuntă, despre cum va arăta familia noastră și despre tot. Am vorbit o noapte întreagă. Adică ați până dimineața. În detaliu cum va fi da, nunta. Și uite că ne-a ajutat Dumnezeu și s-a realizat tot ce ne-am propus. Suntem bine. Suntem bucuroși că avem micuții, ne-am bucurat dacă am avea și mai mult timp să-l petrecem împreună, însă sperăm și la asta, așa, încet, încet. Aveți o familie minunată, cu doi copii minunați, un model de familie parcă rupt așa din tablourile de odinioară. Să știi că multă lume îmi spune asta și nu exagerez, deci chiar foarte multe persoane îmi scriu și îmi zic că îi inspir și că suntem un model de familie, însă nu știți cât de mult mă responsabilizează acest lucru, pentru că
și noi suntem ca orice altă familie. Și noi avem neînțelegeri. Și noi avem certuri cu copii, dezastru sau mai știu eu ce. Ce se întâmplă până la urmă în orice casă, în orice familie. Nu știu de ce ne vedeți așa. Eu mă bucur și vă mulțumesc din toată inima. Însă este un lucru foarte greu pe care trebuie să ți-l asumi până la urmă. Adică dacă un om te vede așa, tu chiar trebuie să fii un model, știi? Și eu tot așa le spun, vă doresc să fiți mult mai buni decât noi sau mult mai buni decât mine. Oana, ce calități capătă oamenii care au copii față de perioada în care nu erau părinți? Ce calități ai căpătat tu de când ești mamă? Ce a schimbat maternitatea în tine? Știi ce a schimbat? M-am transformat așa în mama leu. Adică nu doar în ceea ce privește copiii mei, ci și în ceea ce îl privește pe soțul meu. Adică l-aș putea apăra de oricine, să nu se lege cineva de băieții mei, de toți trei, că e jale, așa blândă cum o vedeți de la totul până acolo. Și uite, chiar și în ceea ce mă privește. Adică dacă eu înainte eram foarte vulnerabilă, sensibilă. Bine, sunt și acum uneori, recunosc. Eram așa oarecum, primeam orice mi se spunea, orice. Dacă cineva mă certa, lăsam așa oarecum capul jos și ziceam, bine, faci, cum să nu, îmi bătea inima mai tare și tot. Ei, după ce l-am avut pe Rafael, că Rafael este băiețelul cel mare, am început un pic să mă schimb dintr-un anumit moment în care o doamnă, când el avea un anișor și striga tati, tati, în momentul în care eram în Sfânta Biserică și urma să se împărtășească, l-a văzut pe tăticul său ieșind cu Sfintele Daruri înainte de împărtășanie și copilul a zis tati, tati, de fapt avea un an și jumătate. Și o doamnă mai în vârstă s-a legat de mine că a deranjat copilul meu și am luat foc. Deci am luat foc pentru că nu mi s-a părut deloc în regulă acea remarcă. Nu m-am putut abține și mi-am revărsat așa oarecum oful, însă mi-am dat seama că de fapt ce-ar fi lumea dacă noi, nu ne-am, noi mamele creștine nu ne-am duce copiii la biserică? Cum ar arăta lumea oare? Oricum bisericile din păcate nu sunt suficient de pline, acum, dar rămite peste 20 de ani când ar fi vremea generației copiilor de azi. Ar fi mai ok să fie doar cei care își doresc să asculte o Sfântă Liturghie în tihnă sau ar fi mai ok să fie plină de copii, de copii de azi, care vor fi adulții de mâine și părinții de mâine și bunicii de poimâine. Și lăsați copiii să vină la mine, nu? Așa zice și Mântuitorul nostru. Eu nu am parte de copii care să stea sfinți la Sfânta Biserică, recunosc. Însă stau cu ei pe afară sau mă descurc cum pot. Nu vreau să deranjeze pe nimeni sau când este momentul de a întrece măsura, mă retrag. Însă revenind la idee, în acel moment mi-am dat seama că nu e ok să taci, ci trebuie să spui ce simți. Bineînțeles, într-un mod frumos sau cât se poate de elegant, cu bun simț. Însă trebuie să spui ce simți și când ai un punct de vedere și știi că este sănătos, să nu te lași. Pentru că omul acela are impresia că am înfrunt-o, eu am avut dreptate și nu în regulă. Poate pe moment se simte puternic, însă ar trebui ca toate replicile pe care tu îi le dai unui om, și acum nu mă refer la situații de genul pe care am trăit-o eu, ci mă refer așa în general, ar trebui să dea de gândit atunci când el va fi singur, doar el cu el. Măi, într-adevăr, poate n-am avut dreptate, știi? Și atunci de ce noi trebuie să spunem ce simțim? Și să știi că nu am mai tăcut chiar tot timpul, nici în ceea ce mă privește. Deci ești adică o coană preoteasă cu spiritul analitic al dreptății. Ei, sunt așa cum sunt, știi? Adică sunt blândă, sunt iubitoare, sunt omul păcii, mama Dolores sau cum vreți să-mi spuneți. Însă lucrurile trebuie punctate și trebuie să ai curaj să fii tu. Să fii tu, pentru că dacă oamenii din jur se răsfrâng asupra ta și tu te faci mic, nu mai ai cum să înflorezi, să evoluezi, să luminezi. Nu ai cum să faci asta. Și mi-am dat seama poate târziu, însă totuși am 30 de ani, cred că nu-i târziu. Să-mi apăr drepturile. Te-a împiedicat vreodată, te-au împiedicat vreodată sarcinile din viața personală în carieră? Să știi că aici pionul principal este soțul meu, care este foarte înțelegător și își dorește să fiu. Deci eu să fiu bine, să fiu eu, să fiu vizibilă, să înfloresc, să luminez, cum spuneam.
Și datorită acestui lucru, eu n-am avut impedimente în cariera mea artistică. Aici le mulțumesc din nou părinților mei pentru că m-au susținut și m-au ajutat enorm de mult îngrijindu-mi copilașii și tuturor celor pe care i-am avut aproape. Însă au fost câteva evenimente neplăcute la care nu am, adică neplăcute, situații neplăcute la care nu am reușit să ajung, mi se pare că la două filmări, din cauza că ori mi s-au îmbolnăvit copiii, ori efectiv nu am avut cu cine să-i las. Noi locuim în Alba Iulia, familiile noastre nu sunt acolo, iar printre oameni străini e greu de multe ori să te descurci. Cum și astăzi, Gheorghe a zis așa, tu te duci la emisiune. Eu rămân cu copiii. Eu rămân cu copiii, tu ieși pentru sticlă, eu îmi văd de misiunea pe care o am eu. Da, ceea ce știm. Înseamnă că e tot o binecuvântare, exact liniștea asta despre care tu atât de frumos vorbești, Oana. Este, da. Am fost invitată de multe ori să apar cu el la emisiuni, însă el mi-a spus de la început, eu nu voi face asta, a apărut decât în videoclipul meu de la, din ziua nunții noastre tradiționale, azi mă duc la cununie, când a fost mire și era culmea să apară altul în videoclip și nu el. Însă mi-a spus că nu o să mai apară niciodată. Îi respect decizia și îl înțeleg, pentru că, într-adevăr, menirea lui nu este asta. Sunt alți preoți care își doresc să vorbească public, să apară la emisiuni. Fac foarte bine, pentru că, până la urmă, trebuie să propovăduiască, să ducă mai departe cuvântul Domnului. Însă el a zis, misiunea mea nu e asta. Du-te tu și fă-ți treaba așa cum o știi. Și noi ne bucurăm că te avem astăzi aici. Na. Zice ce te aranjezi.
fi dor de umbra voastră, rămas bun brațe pe coastă. Mi-a fi dor de umbra voastră, rămas bun copilărie. Ai copilărie, azi mă duc la cununie. La na 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 na. Și pătăte voi lăsa, ai hai voi lăsa, cu al meu drag mă-i mărita. Oana, ce-au preluat sigur, în mod sigur de la tine, cei doi băieți ai tăi? Păi, despre Rafael pot să zic că a preluat așa, parcă e un pic rebel și pot să zic că oarecum a luat de la mine treaba asta, fiindcă eu am trăit așa pe un principiu, să fac ce simt. Acum, evident că doar nu simt să dau un cap nimănui, dar, nu știu, ai nevoie de... O libertate. Adică sentimentul acela de eliberare pe care ți-l ofer anumite lucruri. Dacă eu vreau să mă duc să-mi cumpăr ceva, mă duc să-mi cumpăr ceva. Nu mă refer la un obiect anume, ci ceva, orice ar fi, ca să mă simt eu mai bine, să mă scoată dintr-o stare. Sau nu știu, am nevoie să stau eu cu mine în liniște, sau am nevoie să sar, să dansez, să fac sport, să cânt, să fac ceva pentru mine, știi? Trăiesc aceste stări și cred că și el le are, pentru că de multe ori din senin comportamentul lui e așa 180 de grade, o întorsătură și își face treaba copilul nostru. Care sunt cele mai frumoase momente petrecute în familie? Sincer, diminețile în care suntem toți patru împreună, fiindcă sunt foarte rare, din păcate, este cel mai frumos. Avem așa momentele noastre în care să vedem cine se trezește primul, de obicei ăștia mici, sau se trezește soțul și pregătește micul dejun pentru toți. Ne iubim toți patru într-un pat, ne strângem toți patru, ne drăgălim. Cel micuț este foarte simpatic, acum zice, ne iubim, hai să ne iubim, toți trei. Zic, suntem patru, zice, toți trei, el toți trei, știi? Suntem toți patru, să ne iubim toți patru. Îi cresc cu iubire, sincer. Pentru mine, iubirea este o hrană și o vitamină pentru întreaga viață. Oana, dacă... când tu nu ești cu ei, cine te ajută? Care este femeia care, să zicem, își ține locul atunci când tu nu poți fi prezent? Au fost părinții mei până acum, în ultima vreme. Dânsii s-au retras acum în Maramureș, acolo unde eu am copilărit, pentru o perioadă de timp, însă vor veni la noi în continuare, o să ne ajute cu micuții. Am o doamnă, Maria, care ne ajută în acest moment cu ei și este bine așa cum este. Ne descurcăm. Se apropie sărbătorile pascale. Îndatoririle lui Gheorghe sunt altele, având un program mult mai aglomerat. Unde veți petrece sărbătoarea Învierii Domnului? Să știi că este o întrebare pe care o primesc destul de des și probabil toți se așteaptă să răspund acasă, în familie, mergem la slujbe. Însă noi, uite, și aici suntem un pic atipici. Deci noi locuim la Alba Iulia, familia soțului meu este lângă Cluj, părinții mei acum în Maramureș, însă eu vreau să cred că ne vom aduna undeva cu toții, dar ce voiam să-ți spun este că noi nu petrecem niciodată sărbătorile acasă la noi, fiindcă soțul meu are misiunea lui de a sluji și până nu de mult a fost prins și cu misiunile de a sluji în deplasare, ceea ce însemna foarte mult timp petrecut departe de noi, dar uite că ne-a făcut Dumnezeu, cred că ne-a rânduit în așa fel încât eu vreau să cred că în acest an vom fi cu toți împreună de la începutul sărbătorii și până la sfârșitul ei, fie că vom fi în Alba, fie că vom merge acasă la părinți, îmi doresc să fim împreună. De înviere, în fiecare an am participat la slujba de la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, mă duc cu copilașii pentru că acolo se leagă slujba învierii de Sfânta Liturghie și ține până probabil pe la 3 dimineața, însă în fiecare an m-am dus cu ei, de mici, în afară de anul 2020, când nu aveam voie cu toții, după cum bine știm. Oana, cum ați traversat acea perioadă?
A fost, să știi că... pandemia, acum da. Războiul sau contextul. A fost greu pentru mine și îți spun și de ce. Eu am născut în 1 februarie pe Antonie, așa îl cheamă pe cel micuț al nostru, în 1 februarie, iar la 3 săptămâni a început pandemia. Pe lângă că nu am reușit să-l mai ducem pe Rafael deloc la grădiniță, ceea ce a însemnat un efort suplimentar pentru mine ca mamă, fiindcă încercam să fiu egală în ceea ce privește timpul, iubirea, atenția, răbdarea, însă nu am reușit, nu mi-a reușit acest lucru. M-am trezit așa, cu stresul pentru pandemie, cu doi copii acasă și cu gândul la toți cei dragi pe care aveam departe. Îmi lipsea foarte mult biserica, nu mă puteam duce să mă încarc. Ne-am botezat copilașul cu 10 oameni în Sfânta Biserică, deși încă nu era dată acea restricție și nu era încă stare de urgență. Am hotărât noi să facem acest lucru pentru că mă gândeam ce se întâmplă dacă ne îmbolnăvim unul dintre noi și trebuie să ajung la spital cu un nou născut, ce fac? Adică erau așa, știi, mai multe întrebări, mai multe erau un ghiveci în mintea noastră și am zis, luăm hotărârea aceasta și o să ne ajute Dumnezeu să fim împreună la alt eveniment. Când am intrat în catedrală și am văzut o goală, m-a năpădit plânsul, pentru că asta simt și acum. Însă după ce a început slujba de botez, mi-am dat seama că de fapt e cea mai frumoasă ceremonie la care eu am participat vreodată, fiindcă n-a fost niciun factor perturbator, știi? Parcă era doar Dumnezeu cu noi acolo, adică a fost chiar extraordinar. Și în toată tristețea pe care am avut-o simțindu-ne singuri, Dumnezeu ne-a alinat-o cu bucuria aceea extraordinar de mare pe care o împrăștie taina Sfântului Botez. Cât de importantă crezi că este relația cu divinitatea în destinul unui artist? Cum e pentru tine? În primul rând, ca să poți să ai relație cu Dumnezeu, trebuie să-ți dai seama unde ești, cine ești și de ce ești. Ca să ajungi pe scenă și să fii un artist cu adevărat, trebuie să realizezi faptul că Dumnezeu a ales asta pentru tine, nu tu. Meritul tău este doar că probabil ți-ai înmulțit talanții prin a studia, prin a deveni profesionist în ceea ce faci. Însă trebuie să conștientizezi că Dumnezeu ți-a dat harul de a cânta, de a vorbi, de a picta, de a orice a face când vorbim despre artă. Până la urmă că ești un mesager. Exact. Aici, în ceea ce privește cântăreții, pot să spun că, uite, suntem poate mai aproape de Dumnezeu, fiindcă noi avem aceste pricesne, care sunt rugăciunile cântate. Cât de frumos ar fi să fie cântate, interpretate de fiecare artist. Din păcate nu se regăsesc în repertoriul fiecărui, adică nu neapărat trebuie să spun din păcate, ci o face cel care simte și care crede ceea ce cântă. Pentru că odată ce cânți și îl slăvești pe Dumnezeu, tu trebuie să știi, să simți că e așa. Și aici o să mi-asum ceea ce spun, probabil voi fi judecată, însă probabil misiunea mea de preoteasă este și asta, de a vorbi și de a îndemna oamenii la bine, la te apropia de Dumnezeu. Știi, de multe ori nu e suficient să cânți o priceasnă ca să fii credincios. Este nevoie, așa cum îți vizitezi mama sau părinții sau bunicii sau frații sau copiii, când ți se face dor de ei, așa trebuie să-L vizitezi și pe Dumnezeu. Și unde? Acasă este cu tine, da, este peste tot. Însă casa lui Dumnezeu este biserica. Și Dumnezeu ne-a dat această șansă de a vorbi cu El prin intermediul preotului, prin taina spovedaniei, după care să ne hrănim cu El prin taina Sfintei Împărtășanie și uite așa viața noastră ar putea fi mult mai frumoasă și mai bună. Mi se pare că oamenii care spun că nu merg sau așa, că îl găsesc acasă, că se roagă acasă, da, e foarte bine, doar toți facem asta, ar trebui să facem asta. Însă să nu uităm că trebuie să-L căutăm acolo unde este cu siguranță, adică în casa Domnului, în biserică. Oana, ce înseamnă a fi credincios sau a fi un bun creștin, din punctul tău de vedere? Uite, stăm în postul Paștelui. Uite, de exemplu, pentru mine, credința, știi ce înseamnă? Să crezi cu adevărat că Dumnezeu te ajută atunci când îl rogi ceva. Când zici, cred într-unul Dumnezeu, trebuie să se facă pielea de găină. Eu chiar cred într-unul Dumnezeu. Că mă întreba, știi, în pandemie, crezi în coronavirus? Și am zis, eu cred într-unul Dumnezeu, nu cred în coronavirus. Dar revenind la idee,
Eu cred că Dumnezeu mă ajută de fiecare dată când îi cer ceva. Și crede-mă că întotdeauna, în ultimul moment, dacă a fost să fie ceva, Dumnezeu m-a ajutat. Deci în ultimul moment, nu știu dacă poți să-ți dai seama de ce înseamnă ultimul moment. Deci întotdeauna a fost așa. Dacă ai putea alege din perspectiva bucuriei sufletești, ce teme ai alege să cânti? Păi pot să spun că ceea ce cânt, fiindcă toate cântecele mele trec prin filtrul sufletului meu, sau mai bine zis, sunt izvorâte de acolo. Majoritatea dintre ele, când sunt supărată, când am ceva pe suflet, poate bucurie sau cine știe ce stare am, se nasc aceste cântece. Acum nu e foarte bine să spui, știi, în folclor că ai compus un cântec, însă mă gândesc așa, dacă strămoșii noștri au compus și noi am cules de la ei cântecele acele vechi și autentice, noi cei de acum de ce n-am avea această șansă sau deplinătate sufletească de a ne compune și noi cântecele? Cine îți creează textele, Oana? Cam eu. Cam tu. 80% eu. Colaborez cu o doamnă din Bistrița, în Săud, doamna Maria Anuța, cu care mă sfătuie sau mă mai ajută să mai corectez așa aici pe colo. În ceea ce privește liniile melodice, mă sfătuiesc întotdeauna cu maestrul Ovidiu Barteș, care este colaboratorul meu de ani de zile, de când am început să cânt, și s-a format o relație extraordinară de prețuire între noi, pentru care îi sunt recunoscătoare și își dorește să mă vadă sus. Și dintotdeauna a știut să mă ambiționeze să merg mai departe. Ce te emoționează până la lacrimi și când ai plâns ultima dată? Ei, păi, dacă îmi dădeam puțin drumul și acum câteva minute aș fi putut să plâng, să știți că eu plâng foarte ușor și mi se pare un mare dar și acesta, pentru că atunci când plângi te eliberezi și de ce să nu o facem dacă avem această șansă? Când am plâns ultima dată? Acum câteva zile, cu siguranță. Când, uite, vineri seara am avut un concert de pricesne la Cluj și am fost emoționată efectiv până la lacrimi. Abia mi-am terminat pricesna de cântat, când am ieșit și mi-am văzut așa brațele pline de flori și mi-a rămas în fața ochilor imaginea oamenilor care plângeau și când zic oameni, poate au fost 50 sau mai bine de atât, că nu vedeam eu pe toată lumea din sală, bărbați, femei, copii, plângeau, dar plângeau, adică ștergeau cu șervețele lacrimile. Și am plâns pentru că am simțit nevoia, m-am simțit din nou aleasă de Dumnezeu.
de fi și casă. În a doua parte a emisiunii avem un invitat special, un invitat care ne îndeamnă să-L privim pe Dumnezeu fără teamă, cu dragoste, iar în zile ca acestea cu speranța că ne poate ajuta să izbândim prin toate. Prin toate încercările. Părintele Cărămizaru este paroh al Bisericii Voievodale Sfântul Gheorghe cel Nou din București și în dialogul de astăzi cu siguranță ne va aduce un strop de credință în inimi. Doamne ajută, Părinte, și bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că sunt în studioul acesta de la Etno TV. Așa. Și e prima dată când poposesc la dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Și noi ne bucurăm că ați găsit răgazul timpului ca să veniți astăzi și pe la noi și odată ajuns la noi, iată, să ajungem în casele atâtor oameni care ne urmăresc. Ne aflăm în săptămâna de dinaintea floriilor. Părinte, care ar trebui să fie pregătirea, spiritual vorbind, pe care ar trebui să o aibă fiecare creștin? Traversăm perioade grele, traversăm, eu știu, ne aflăm într-un context tensionat. Cum ar trebui să fie rugăciunea noastră astăzi? Repetitio est mater studiorum, cum spune latinul, adică biserica propovăduiește în fiecare an aceste adevăruri de credință. Pentru că ele spuse de mai multe ori, intră pe urechea aceasta și ajunge la urechea aceasta, a inimii. A inimii. Și acesta este rostul propovăduirii, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ca din omul cel vechi să facem omul cel nou, înnoit, într-o bunătate, lumina și iubirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea vorbim din amvon sau acolo unde suntem invitați, chemându-L pe Domnul Hristos ca să ne schimbe viața în bine. Pentru că vorbeați de vremurile acestea atât de complicate. Complicate au fost în istorie de prea multe ori. De ce? Pentru că oamenii nu și-au însușit îndemnul lui Hristos. Acela de a vă bucura, sau bucurați-vă, prin pace. Pentru că El ne salută și mai ales după înviere cu acest îndemn binecuvântat, sfânt și luminos, pace vouă. N-a spus război vouă. Iar oamenii au rămas sunt sălbăticii din acest punct de vedere. Tot propovăduim și spunem, oamenii în general vorbesc despre amploarea științei, despre civilizație și despre tot felul de lucruri care sunt în slujba utilului și sunt necesare, dar știința este pusă de cele mai multe ori în sprijinul armelor de distrugere, în masă. Și aceasta nu mai este lucrarea lui Dumnezeu, este lucrarea celui rău. Și oamenii rămân, cum am mai spus și altă dată, în această zonă a sălbăticiei, a subsolului existențial, ontologic. Până când oamenii, omenirea,
lumea nu se va dezarma la propriu și la figurat, nu va ieși din această zonă care nu este plăcută lui Dumnezeu. Aceea războiului, a conflictului care pleacă din interiorul fiecăruia dintre noi. Războiul de aici pleacă. Cum din sufletele păstrăm noastre. Această seninătate, Părinte, această seninătate interioară? Cum combatem deznădejdea? Punând fiecare cât o picătură în oceanul acesta planetar. O picătură din felul nostru de a ne manifesta credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu se manifestă prin fapte, cum spune Sfântul Apostol Pavel, credința fără fapte este moartă. Și atunci, rodind fiecare dintre noi, individual, un lucru bun și bine plăcut lui Dumnezeu, îl să așterne la tronul slavei lui Dumnezeu și rămâne acolo. Rămâne și schimbă lumea. Este ca un val al fiecarei mări, care își are rostul lui. Nu poate exista marea fără val și valul fără mare. Și fiecare dintre noi ne manifestăm ca atare și în acest plan, pentru că omenirea, lumea este un trup. Acest trup este bolnav. Este grav bolnav datorită conflictelor interioare ce pornesc din inimile noastre, din sufletele noastre și din mințile noastre, ale fiecăruia dintre noi și răzbat. Dar în aceste conflicte majore, ce fac, nu fac altceva decât să strice ordinea interioară, morală, zidită de lume, ca fiecare să primească binecuvântarea sa, precum soarele răsare și luminează pe fiecare în parte și fiecare crește, tot așa Dumnezeu ne binecuvintează pe toți deopotrivă și ne vrea binele, adică este loc pentru toată lumea în această manifestare plenară a binelui propovăduit de Dumnezeu întrupat Iisus Hristos. Părinte, cum putem combate tensiunile, să spunem, care se nasc la nivel interior în urma acestor bombardamente media? E bine să fim conectați la realitate, să fim informați cu privire la ce se întâmplă în țara noastră, în patria noastră. Și totuși trăim cu această frică în suflet. Sigur că spaima este manifestată și de media, mai ales în media. De ce îngăduie Dumnezeu asta? Pentru că Dumnezeu nu este pe placul lui Dumnezeu, dar omul a primit un dar. După viață, i s-a dat și libertatea, ca să nu fie un roboțel, să se manifeste deplin pentru a se putea împlini, mântui. Omul confundă libertatea cu libertinajul și se ajunge la o degradare a stării umane și la o îndepărtare de sursa vieții, care este Tatăl nostru, cel prea iubitor. El ne vrea binele, ca orice părinte. Și ne vrea aproape, și ne vrea în comuniune, și ne vrea depărtați de aceste spaime și mediatice, care nu fac altceva decât să-l destabilizeze pe om. Fiind destabilizat, atunci el este și debusolat. Și mai ales în spațiul acesta urban al capitalei, întâlnim foarte mulți credincioși pe care pe unii dintre ei nu i-am văzut niciodată și ne pomenim cu ei în Sfântul Lăcaș, spunându-ne că nu mai pot, că sunt la capătul răbdării, că se prăbușesc în hău. Și atunci noi, preoții slujitori, încercăm ca un pompier care trebuie să stingă un foc, un incendiu mare, să facem tot ce se poate ca să salvăm un suflet, adică să salvăm o viață. Și slavă lui Dumnezeu, facem tot ce putem. Poate nu reușim întotdeauna, dar de multe ori reușim și punem o picătură de lumină în acest ocean zidit de Dumnezeu care se numește lume. Părinte, cum putem să păstrăm această curățenie, această sănătate a sufletului? Prin ce? Poate prin iertare? Printr-o convertire a noastră la Hristos. Să nu mai fim formaliști.
sau să ne întâlnim cu Dumnezeu, cu Dumnezeul nostru, al acestui popor propovăduit în credința Sfintei noastre Ortodoxie. Acesta este datul nostru spiritual. E un dar. Și darul este un semn al dragostei pe care l-am primit de la bunici și de la protopărinții noștri. Să ne întoarcem la sursă, pentru că poporul român are această disponibilitate de a păstra credința. A trecut prin vremea comunismului ateu, care a vrut să radă din sufletele oamenilor această zestre, credința, și acum suntem în zona unor altor frământări ideologice similare cu acelea, dar care se manifestă altfel, care vor să facă același lucru, să smulgă din inimile oamenilor credința și statornicia lor în credință, în felul acesta să-i ducă pe un alt drum, nu știu ce drum și unde va duce acel drum, probabil că la o prăpastie. Dar poporul acesta, spunem că are această tărie de caracter, de a rămâne în credință, de a fi iubitor de Dumnezeu, de a fi primitor de străini, cum s-a văzut, cum i-am primit pe frații într-o credință ucrainieni, care sunt la vreme de război. Și ne-am arătat prin aceasta disponibilitatea de a arăta lumii întregi și mai ales de a arăta lui Dumnezeu că suntem buni și bunătatea noastră se manifestă în credință și în fapte bune. Și trebuie și să fim în continuare la fel. Dacă n-ar fi iubirea, n-ar fi nimic. Spune Sfântul Apostol Pavel. Nu? Dacă dragoste nu e, nimic nu e, el parafrazează cine? Marin Preda, în celebru roman Cel mai iubit dintre pământeni. Îl citează pe Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Corinteni la capitolul 13, care este un imn al dragostei extraordinar. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să facem exercițiul acesta, să citim în fiecare zi un capitol din Noul Testament și din epistolele sobornicești și să citim acest capitol măcar o dată pe săptămână. Imnul dragostei, acest imn al dragostei scris de dumnezeiescul apostol Pavel, care și el la rândul lui se convertise mergând pe calea Damascului, fiind cel mai mare dușman al lui Hristos, devine cel mai mare apostol al bisericii. Iată cum schimbă Dumnezeu destinele și de aceea ne punem nădejdea în Dumnezeu că El poate schimba destinul acestei lumi. Dintr-o lume haotică, besmetică, plină de răutate, înrăită de duhurile rele ca să se războiască din lăcomie și de dorința de a stăpâni, să fie transformat în altceva. Numai El mai poate să facă ceva și cred că va face. Părinte, oricine poate fi iertat? Chiar și cel care ucide oameni nevinovați și tărăște în război tineri în numele unui ideal personal? Avem exemplu tâlharului de pe cruce, din dreapta Mântuitorului, care în ultima clipă a vieții lui spune că vrea să-L urmeze pe Dumnezeu într-o formă sau alta. Și spune Mântuitorul aceluia: astăzi vei fi cu mine în rai. Și a fost cu el în rai, pentru că în rai era Hristos, fiind Dumnezeu, dar era și pe pământ, asumându-și umanitatea. Acesta este splendoarea întrupării lui Hristos și magnificul act de înnobilare a firii umane pe care îl face Dumnezeu cu umanitatea, cu omenirea întreagă. O îndumnezeiește. Iar noi ce facem? Aici este întrebarea. Câți enoriași a câștigat biserica în urma pandemiei, în urma acestei pandemii? Noi câștigăm suflete. Și perspectiva asta este. Să câștigăm suflete pentru că ele sunt eterne. Și pericolul, așa cum am spus, este acesta. Cum spune Mântuitorul, feriți-vă mai ales de cei care vă ucid sufletul. Nu numai de cei care vă ucid trupul.
pentru că acesta este pericolul. Acest trup spiritual, pe care îl denumim suflet, este veșnic, trece dincolo de orizont. Nu suntem destinați doar ca să intrăm sub o brazdă de pământ și nimic mai mult. Este un orizont mult mai larg, mai înalt decât ne putem noi imagina. Credeți numai, ne spune Mântuitorul, și veți vedea, și veți simți, și veți pregusta dulceața raiului și a împărăției lui Dumnezeu încă de aici, de pe pământ. Și lumea se va transforma. Într-un anumit moment în această pandemie ne-a fost interzis, părinte, să intrăm în biserică. Da. Ca și când s-ar fi ridicat un zid, să nu putem ajunge. Cât este de important să pășim în lăcașul lui Dumnezeu? Păi s-a văzut că și pandemia aceasta a fost într-un fel sau altul îngăduită de Dumnezeu ca să ne arate că undeva am greșit și că trebuie să ne îndreptăm. Și din păcate, iată, am trecut din pandemie în război. Război care s-a manifestat, așa cum am spus, de-a lungul istoriei, într-o formă sau alta, sau care este permanentizată în inimile oamenilor datorită lipsei lui Dumnezeu din viața lor. Cei care sunt chemați și ascultă cuvântul lui Dumnezeu de-a pururi vin. Nu există suflet de pe pământ să nu fie chemat. Toți suntem chemați, pentru că fiecare suflet valorează cât universul întreg. Cum spune Mântuitorul retoric, ce veți da voi în schimbul sufletelor voastre, de vreme ce pământul cu tot ce are pe el e praf în fața unui singur suflet de om. Iată de ce această luptă atât de mare într-un plan mai sensibil pentru fiecare suflet. Și Hristos, care este Dumnezeu, vrea acasă sufletele, în împărăția pe care a pregătit-o pentru fiecare, pe care a zidit-o pentru fiecare suflet și care depășește puterea noastră de a înțelege cu mintea ce este acolo. Dar cu rațiunea inimii percepem prin credință, prin post, prin rugăciune, prin contemplarea lui Dumnezeu, printr-o viață frumoasă, curată, împlinită în pace și în Duhul Sfânt. Am văzut că ați venit cu, nu cu mâna goală. Da, e o cărticică de poezioare, nu vreau să insist neapărat, dar... Insistăm dacă, noi, părinte, dacă... Dacă îmi permite să citesc o... Cu toată inima. Poezioară dedicată Sfintei Învierea Domnului Iisus Hristos. Florile înseamnă intrarea, spune-se, triumfală a Domnului în Ierusalim. Cât de triumfal a fost. A intrat în vreo caleașcă înconjurat de soldații romani care stăpâneau atunci Iudeea, Palestina? Nu. A intrat smerit și blând pe mânzul Asinei. Pentru că știa unde merge. Ochii Domnului erau înlăcrimați. Și lacrimile lui erau lacrimile fiecăruia dintre noi. Pentru că el mergea acolo ca să ne salveze pe noi de moarte. La propriu, nu la figurat. Și de aceea trece mai înainte pe la prietenul lui Lazar. Se întâlnește cu Marta și Maria, surorile lui, în Betania, care e o localitate, un sătuc lângă Ierusalim. Și acolo se petrece minunea, cea de-a treia înviere pe care o face Mântuitorul cu prietenul său Lazar, spunând că n-a murit, ci doarme Lazar. Erau 4 zile de când murise și trupul lui se știe că intrase în descompunere, în putrefacție. Și îl înviază, arătându-și încă o dată identitatea divină, dumnezeiască, că este Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu putea să facă această înviere, să aducă pe cineva mort de 4 zile la viață.
Și Lazar înviază. Și se plimbă printre ei și stă la masă cu ei. Sigur că s-a dus vestea aceasta că cineva învia din morți. Și Iisus este cel care a făcut această minune. Tocmai de aceea îl primeau cu ramuri de finic și strigau, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dar cei care îl proclamau acum și strigau Osana, peste câteva zile vor striga să fie răstignit și sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Iată ce și-a asumat omenirea. Ce răspundere mare. Și Dumnezeu cum le-a răspuns celor care îi străpungea mâinile și picioarele prin iubire. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. I-a îmbrățișat și pe ei, pe răstignitorii lui, pe cei care îl scuipau și îl umileau. Aceasta este măsura iubirii lui Dumnezeu, din care și noi primim. Ne pregătim pentru săptămâna Sfintelor Pătimiri. Și fiecare creștin să fie mai atent, să fie mai aproape de bisericuța din inima lui și de bisericuța de care aparține, ca să meargă la Sfintele Slujbe și să ia și el lumină din lumină în această permanentă sărbătoare a învierii în care trăim noi. Și vă citesc această poezioară, ziua învierii pe care am dedicat-o acestui eveniment cosmic, sfânt și binecuvântat. Cât de frumos ești, Doamne, în haina învierii, din viață Tu dai viață în pragul primăverii. O lume întreagă cântă Hristos a înviat, în ziua cea mai sfântă, adevărat a înviat. Lumina strălucește în cer și pe pământ și pâlcuri de iubire ne alintă în dor sfânt. Iar îngerii în ceruri slavos lovesc cu cernic. Hristos a înviat, e adevărul veșnic. Cât de frumos ești, Doamne, haina veșniciei, tărâmul fericirii e bulbul dragostei, mai dă-ne din lumină, lumina învierii. E ziua cea mai sfântă în miezul primăverii. O, cât de sfânt ești, Doamne, mormântul Tău e gol. În veci el devenit a sublimul Tău prestol. Jerfelnica Golgotă străluce în azur. Hristos a înviat, e adevărul pur. Întregul cosmos cântă în ziua Paștilor. Că moartea este moartă în vecii vecilor. Hristos ne înviază de-a pururi și pe noi, căci viața în fericire acum este în toi. Așadar, moartea nu este moarte. E o continuare a vieții. Nu este moarte deloc, este doar viață. Pentru că Hristos este cel care desființează moartea. Ne referim doar la trup care încetează să existe. Și Mântuitorul trece prin această traumă a morții fizice. Dar el nu moare, pentru că Dumnezeu nu poate muri. Moare în ipostasul uman. Și se coboară unde? În împărăția morții, în iad se duce. Ca să elibereze sufletele celor legați prin moarte. Să-și ia copiii de acolo. Să-i scoată din durere. Pentru că venirea lui restaurează întregul cosmos, întregul univers, întreaga lume, până la sfârșitul veacurilor. Ușile împărăției sfinte a lui Dumnezeu sunt deschise. Intrați la această cină binecuvântată a învierii lui Hristos. Pentru că noi suntem copii învieri prin Iisus Hristos. Trece prin această trauma a morții, așa cum am subliniat, prin suferințe cumplite, dar totul rămâne la această apoteoză a învierii. Și noi suntem fii învierii și așa vom rămâne în veci. Amin. Părinte, încă o întrebare. Cei mai mulți dintre noi, o parte postim, o parte nu postesc.
poate că fac doar fapte bune cu lucru, cu cuvântul, și aceasta cu gândul. Și aceasta e o formă de manifestare a credinței și a postului. Da. Ce părere aveți de, din perspectiva Sfinției voastre, despre această alimentație, să zicem, de care se face sau se poate face un abuz în post, și anume cârnați ca și când ai mânca de carne, burgeri vegani, toate fiind de post, dar te trimit cu gândul la un ospăț, la un festin. Lux. Da, probabil că sunt oameni care au posibilitatea să facă acest lucru. Nu stau să-i judec eu. Mă interesează ce au aici. Nu neapărat ce mănâncă. Sigur că postul alimentar este recomandat și, și trebuie ținut. Și benefic și pentru asumat. Sănătate. Și mi-amintesc de bunicii mei care în fiecare, înainte de duminică, sâmbăta se primeneau. Este și aceasta o primenire pentru învierea Domnului. Sigur. Și atunci mă interesează să ne primenim pe dinăuntru sufletele. Că putem mânca și burger de post și de nepost, dacă sufletul ne e rău, rău rămâne. Dacă sufletul e bun și mănânci burger de post sau nu mai știu ce și faci fapte bune, atunci înclin să accept aspectul acesta, nu mă deranjează. Mă interesează și ne interesează pe noi, pe noi toți. Fiecare în parte. Ce avem aici? Aici e zestrea. Aici e comoara. Aici este împărăția lui Dumnezeu. Și sigur trebuie să ținem postul de plin, sub cele două aspecte ale sale. Fizic, trupește, legat de alimente, dar mai ales spiritual, duhovnicește. Ca o împlinire a voii lui Dumnezeu în viața noastră, să ne facem fii ai lumini. Ce rugăciune, Părinte? Rugăciunea este... Cum ar trebui să fie? Este citită parte din cărți, importantă sau? Din acest ansamblu duhovnicesc. Putem să citim mult și bine, dacă nu trece prin minte și prin mintea inimii, n-am făcut nimic, doar suntem rostitori de cuvinte. Spune multe cuvinte, cum spune Mântuitorul, fără conținut. Când am rostit un cuvânt, să fiu conștient că el ajunge la Dumnezeu. Eu sunt vorbitor cu Dumnezeu prin rugăciune. Și atunci rugăciunea este împlinită. Deschideți-vă porțile sufletelor și vedeți că acolo stă cineva cu mâinile întinse către voi. Să vă primească, să vă îmbrățișeze. Să vă aline durerile, necazurile. Să vă scoată din aceste căderi și să vă aducă acolo unde îi place lui mai mult, la binele pe care l-a creat pentru fiecare suflet în parte, pentru fiecare dintre noi. Rugăciune, post, iubire de aproape. Tot are un suport, credință. Credința care este un dar de la Dumnezeu, pe care ni-l asumăm. Că atunci când ne manifestăm în acest plan al credinței și urmează toate aceste aspecte, virtuți, care izvorăsc din credința noastră vie. Încă o întrebare, Părinte, pentru cei supuși încercărilor, cu aceeași îngăduință a lui Dumnezeu, căci fără el nimic nu se mișcă, niciun, cum zicea bunica, niciun pai, niciun fire de iarbă. Cum combatem această deznădejde a sufletului? Altfel spusă, depresie a tinerilor. Așa cum am spus, nu numai tinerii, și la diferite vârste se întâmplă lucrul acesta. Am fi duhovnicești care sunt medici la diferite discipline și psihiatri și cunosc foarte mult și psihologi și colaborăm într-un fel sau altul. Ne ajutăm unii pe alții, dar ca să pot salva un om căzut în această boală a secolului nostru, a timpurilor noastre, va trebui să îi împrospătezi ființa cu lumina lui Hristos. Când omul este cuprins de această lumină în acest spațiu sacru pe care îl denumim biserica, el se înnoiește, se transformă. Iese din această boală foarte grea și complicată.
Pentru că am mulți fii duhovnicești care sunt în situația aceasta. Și eu nu întâmplător am adresat această întrebare, pentru că cunoaștem Sfinția voastră, are parohie acolo unde sunteți înconjurat de cel mai mare număr de tineri. Voiam să vă întreb, numărul acestor tineri este unul mare în Biserica lui Dumnezeu? Totdeauna dorim să fie mai mulți. Și mai mulți. Să fie și mai mulți. Și slavă Domnului că vin și să vină în toate bisericile, pentru că preoți, avem preoți vrednici în țara aceasta, în Patriarhia Română și în diaspora românească, pentru că avem o biserică dincolo de granițele acestei țări, acolo unde s-au dus românii noștri, s-au dus și preoții noștri. Și sunt acolo, lucrează cu ei și de multe ori merg cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel în pelerinaje cu moaștele Sfântului Voievod și Martir Constantin Brâncoveanu de la biserica noastră la kilometru zero al României, în Europa, la aceste comunități românești, și se bucură pentru că le aduc o părticică din sufletul lor românesc prin Sfinții Brâncoveni acolo, în mijlocul lor, unde au greutățile lor, au necazurile lor, au încercările lor. Și biserica este cea care își adună pui, cum cloșca își adună pui sub aripile ei, tot așa și biserica, oriunde este, își adună puișori acasă și face acolo o Românie, oriunde ar fi ei. Și mă pregătesc să merg la Viena, la două parohii românești din Austria, pe urmă tot cu binecuvântarea Preafericitului undeva în Maramureș și poate și în Statele Unite spre toamnă la o parohie de acolo unde sunt foarte mulți români și care ne așteaptă să le ducem cuvânt de aici, de la Biserica Sfinților Martiri Brâncoveni, Sfântul Gheorghe Nou. Dar aici, pentru cei tineri, pentru hrana sufletului lor, vă găsim unde, Părinte? Ne găsiți la biserica pe care ați pomenit-o de la început, Biserica Sfântul Gheorghe Nou, de la kilometru zero, biserică ctitorită de Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, marele nostru mucenic al lui Hristos, și este singura biserică ctitorită de marele voievod și care a rămas în capitala României. Mai sunt și alte biserici ctitorite de familia Sfinților Brâncoveni, dar de el personal aceasta este ultima ctitorită de el la anul 1707 și care a rămas ca o candelă aprinsă. Să nu uităm cine suntem, ai cui suntem și încotro mergem. Părinte, un cuvânt de bucurie, de hrană, de folos pentru toți cei care ne privesc acum. Se apropie sărbătoarea sfântă, aceasta a Sfintelor Paști, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Rugați-vă pentru pacea lumii. Dați din prisosul inimilor voastre celor care sunt nevoiași, copiilor sărmani, bătrânilor și bolnavilor abandonați prin spitale și de care nu se poate îngriji nimeni. Fiți prezenți în Biserica lui Dumnezeu ca fii ai luminii, așa cum am subliniat. Chemați-l la masa sufletelor voastre în ziua învierii Domnului pe El, cel înviat, sărbătoritul zilei, care rămâne sărbătoritul vieții. Și prin aceasta vom avea mai multă pace lăuntrică, vom fi mai buni și vom fi mai senini cu inimile, cu viețile noastre și în felul acesta vom putea răzbate, vom trece mai ușor peste atâtea piedici inerente ale acestei vieți efemere. Spunem sărbători pascale binecuvântate tuturor, în Hristos Domnul și Mântuitorul nostru. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.
Care nu se împarte în două.